lucruri de imagine. Domnul, nu vă interesează esența problemelor. Nu știți ce am discutat cu domnul prim-ministru. Transmiteți-i cam o impresie deplorabilă. Pentru că mi-a promis și mi-a dat dreptate că Centrul Cultural Brătianu trebuie să reziste. Mi-a mai spus încă un lucru, că în Suceava, județul Suceava, multe instituții de cultură sunt în subordinea Consiliului Județean, lucru pe care toată lumea poate să-l vadă pe site, la domnul președinte Flutur. Da, da, probabil că nu se comportă ca dumneavoastră, domnul președinte. Acum o dați la întors. Nu, da? Probabil că așa este. Ca să constat că după o jumătate de oră, după ce dânsul a zis că decizia o va lua, după ce va discuta cu premierul, când se întoarce la București, în conferința dumneavoastră de presă avea și toată mapa cu toată situația Centrului Cultural în conferința de presă. Cei care au fost în consiliu. Eu vă doresc că după amiază, dar nu este, știu. Domnul știu președinte, că n-a fost nu este bine să ne batem în joc de bunuri de patrimoniu. Să dea Dumnezeu ca această clădire, să nu aibă destinația clădirilor care sunt în București, în subordinea directă a Ministerului Culturii, unde este lacătul și s-a ales praful. Să blamați Ministerul Culturii.